Salutare copii, sunt Stratula Talina Mihaela și astăzi vom face o lecție de dezvoltare personală. Am învățat că oamenii comunică prin cuvinte, dar și prin limbajul corpului, prin gesturi, mimică și postură. Astăzi vom discuta copii despre cum trebuie să comunicăm, dar și mai important, despre cum trebuie să ascultăm. Și vom aborda tema ascultarea activă. Vom descoperi care sunt regulile unei comunicări și ascultări active, vom înțelege că fiecare persoană este responsabilă de modul în care comunică, vom afla cum trebuie să comunicăm eficient cu cei din jur. Să vedem acum dacă voi ascultați cu atenție. Vă voi citi o poezie. Personajul acestei poezii este un simpatic clovn. Imitați-l, vă rog, pe clovnul din poezie. Un clovn vesel și haios, colorat de sus în jos, în nuanțe calde vii, cercetă către copii. Să vadă de admirat, aiurit, împiedicat. Sar copiii să îl salte, el se răsuci pe spate și stă drept tot zâmbitor, mulțumind copiilor. Face plecăciuni mărunte, peruca-i veni pe frunte, o ridică, e sucită, parcă e și mai ciufulită. Ei, v-a plăcut simpaticul nostru clovn? Atunci când vorbim cu o persoană, trebuie neapărat să atragem atenția la gesturile pe care aceasta le face în timpul comunicării, la mimica și la postura pe care o are. Gesturile sunt mișcări diferite ale corpului. Mimica reprezintă mișcări ale feței, ale ochilor, ale buzelor. Postura este poziția corpului, a mâinilor, a picioarelor în diferite momente ale comunicării. Într-o comunicare avem întotdeauna un vorbitor, persoana care vorbește, numită și emițător, și un ascultător, receptor, persoana care ascultă. Bineînțeles că vorbitorul va transmite un mesaj ascultătorului. Vorbitorul și ascultătorul într-o comunicare copii vorbesc pe rând. Vorbitorul și ascultătorul își schimbă mereu rolurile. Ei își transmit prin mesaj gânduri, idei, sentimente. Și pentru că mimica, postura corpului și gesturile reprezintă un limbaj universal pe care îl putem înțelege atunci când vorbim cu cineva, indiferent de țara în care ne aflăm, haideți să descoperim împreună semnificația acestora. Ne va fi astfel mult mai ușor să înțelegem pe cei cu care discutăm sau pe cei pe care îi privim. Limbajul corpului întotdeauna va transmite un anumit mesaj. Haideți să descoperim câteva dintre semnele pe care corpul nostru îl transmite într-o comunicare. Dacă avem brațele deschise, înseamnă că ne bucurăm să revedem persoana cu care vom comunica. Rosul unghiilor comunică o stare de nervozitate. Bărbia sau obrazul sprijinit în palmă va comunica faptul că suntem plictisiți. Mișcarea continuă a picioarelor va arăta nervozitatea pe care o avem. Sprâncenele ridicate va comunica faptul că noi suntem mirați. Buzele strânse și ochii încruntați va arăta faptul că suntem furioși. Acoperirea feței cu mâna va arăta faptul că suntem rușinați, că dorim să ne ascundem. Cum putem comunica eficient cu cei din jurul nostru? În primul rând, în timpul unei conversații, este bine să menținem contactul vizual, să folosim un ton adecvat al vocii și nu în ultimul rând să stăm față în față cu partenerul de conversație. Ascultarea activă e cea care ne ajută să înțelegem și să reținem corect mesajul care ni se transmite.
Acest lucru ne este de folos pentru a ne menține atenția concentrată, astfel încât să nu fim distrași de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În comunicare este extrem de importantă, copii, folosirea corectă a tonului vocii, care poate să ușureze sau să facă mai dificilă comunicarea. Mesajul transmis e sprijinit de modul în care ne exprimăm cuvintele. Tonalitatea pe care o dăm vocii noastre atunci când vorbim poate face ca mesajul transmis să capete un alt sens. De asemenea, prin postura corpului putem transmite celui cu care comunicăm dacă suntem interesați sau nu de subiect. În concluzie, ascultarea activă presupune nu doar să ascultăm cu urechile, ci cu întreg corpul. Pentru a comunica în bună înțelegere, trebuie să respectăm câțiva pași. Sunteți pregătiți să-i aflați? Atenție! Mesajul comunicării trebuie să fie complet și clar formulat. Dacă mesajul nu este clar, solicităm explicații suplimentare. Ascultăm cu foarte multă atenție. Folosim cuvintele magice pe care deja le cunoaștem, prin care solicităm ajutorul, mulțumim, ne recunoaștem greșelile și ne exprimăm emoțiile sau dorințele. Abordăm neapărat un ton plăcut, dar ferm al vocii. Nu uitați, copii, comunicarea înseamnă colaborare. Acum analizați cu mare atenție imaginea de pe ecran. Veți descoperi comportamente prietenoase, dar și comportamente neprietenoase care pot bloca comunicarea. Haideți să le grupăm. Să vedem dacă le-ați grupat și voi corect. Iată, comportamentele prietenoase le avem în primul cadran și comportamentele neprietenoase în cea de-a doua parte a ecranului. Deci să nu uitați, copii, ca întotdeauna să dați dovadă de prietenie, de cum se cădenie și de educație în raport cu cei din jurul vostru. Cum le arătăm celor din jur că îi ascultăm? Să vedem dacă voi, în primul rând, ați ascultat cu atenție. Repetați cu voce tare toate sfaturile sau pașii pe care i-am spus astăzi la lecție. Privim persoana care vorbește fără să o întrerupem. Poziția corpului este îndreptată către persoana care vorbește cu noi. Dăm din cap în semn că înțelegem mesajul transmis. Îi încurajăm pe cei care vorbesc folosind cuvinte precum da, apoi, bine, înțeleg. Când nu înțelegem mesajul, rugăm respectuos să ni se ofere explicații suplimentare. Ați dat dovadă de ascultare activă pe parcursul întregii activități. Așa că, la final de lecție, eu nu pot decât să vă dau un singur sfat. Să-i ascultați mereu cu mare atenție pe cei din jurul vostru. Să fiți mereu politicoși. Pe curând!